Bună seara, omul meciului, omul care a adus cele 3 puncte în această seară. Cum a fost meciul? Bună seara, vă mulțumesc frumos. Sunt foarte fericit că am reușit să-mi ajute echipa. Cu toate că am intrat în 70, dar sunt foarte fericit. Te-au motivat aceste evoluții pe care le-ai avut în ultima perioadă să muncești mai mult? Da, sunt foarte stresat. Am stat stresat. Dar... De ce? Pentru că erau așteptările foarte mari de la tine? Poate și de asta, dar... Sunt fericit că am reușit să marchez. Și importante sunt cele 3 puncte obținute azi în niște condiții speciale, dacă stăm să ne gândim la cum a decurs jocul. V-am spus, sunt fericit că am reușit să marchez, că am făcut suporterii fericiți și așteptăm meciul cu Rapid. Ai tras din nou de la distanță. Tragi mai des de la distanță? Am prins mai multă încredere. De când ai prins mai multă încredere? De când am stat stresat săptămâna asta, că nu prea mai merge jocul. Vine derbiul cu Rapid. De când așteptai un asemenea derby? De mult. Te uitai când erai copil la meciuri? Normal. Și ce îți dorești să vezi la acest derby? Cât mai mulți suporteri, dai noștri, bineînțeles. Și o atmosferă foarte frumoasă și să câștigăm, în primul rând. Mulțumesc! La revedere!